Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, o campanie dedicată titlurilor cărților din colecția Biblioteca Orientalis. Astăzi alături de noi este Cristian Vechiu, un prieten foarte drag, lector la Fundația Calea Victoriei și cercetător în studiul religiilor și ne-am gândit să venim înaintea noastră cu o carte reeditată, o carte publicată în această frumoasă colecție, Biblioteca Orientalis. Este vorba despre Cartea Egipteană a Morților, gândirea filozofică și religioasă a Egiptului Antic, în cel mai bine conservat manuscris funerar, papirusul lui Ani. O carte foarte importantă pentru că, iată, cum spunea și Herodot, egiptenii sunt cei mai credincioși dintre toți oamenii. Cristian, știu că această carte tu ai recomandat-o sau ai avut-o, să spunem, ca referință bibliografică în cursurile pe care tu le faci la fundația, le realizezi la Fundația Calea Victoriei despre civilizația Egiptului Antic. Sunt convins, o carte pe care o îndrăgești foarte mult și pe care, iată, o recomandăm acum cititorilor Herald și, bineînțeles, celor care ne urmăresc. Bună, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, Cartea Egipteană a Morților e un text fundamental pentru cei care doresc să se apropie de civilizația egipteană. Este unul dintre cele mai importante texte de natură religioasă care ne-a parvenit din istoria Egiptului antic. E un text fascinant pentru că, așa cum spuneai, papirusul Ani, varianta sau versiunea pe care o regăsim la Herald, publicată, este cea mai bine conservată versiune a Cărții Egipteane a Morților. Și trebuie să spunem ascultătorilor că Cartea Egipteană a Morților nu a avut niciodată o versiune standard. De asta e important papirusul Ani, pentru că nu doar că e bine conservată, dar e și un text cu foarte multe referințe pe care în alte versiuni ale Cărții Egipteane a Morților nu le regăsim. Există această dublă semnificație pe care o are textul acesta. Este un text magico-religios, este totodată un text despre magie, dar și un text cu conotații religioase, un text ceremonial folosit în ritualurile funerare ale egiptenilor. Era un text care era depus, scris pe papirusuri și pus în sarcofage, însoțind mumia, mortul, în lumea de apoi. Un text care era folosit ca ghid de călătorie, să zicem, în lumea de dincolo, în Duat, în lumea tenebrelor, așa era numită de egipteni, dar totodată era și un text care îți oferea un instrumentar pentru a-ți îmbunătăți, să spunem, condițiile în lumea de dincolo. Pentru că avea formule magice, așa cum spuneam, nu e doar un text cu conotații religioase, nu era folosit doar în ritul funerar, ci avea în interiorul său, conținea și aceste formule magice pe care le puteai utiliza în diferite situații, în diferite contexte, inclusiv să te ferești de anumite ființe, demoni care ar fi putut să îți pune opreliști în călătoria în lumea tenebrelor, să influențezi judecata sufletului, judecata la care era supus orice mort, pentru a se stabili dacă intră în Aaru, în paradisul egiptean, sau dacă este sufletul va fi devorat de demonul Amit. Puteai să influențezi cu ajutorul unor formule magice și această judecată și așa mai departe. Adică era un text extrem de important pentru civilizația egipteană, începând mai ales cu cu regatul nou. Papirusul Ani datează din cea de-a 19-a dinastie, deși formule pe care le găsim în Cartea Egipteană a Morților, formule ritoare, au o origine mai veche, le regăsim și în perioada textelor piramidelor sau textelor sarcofagelor, însă odată cu, să zicem, cu apariția noului regat, textul acesta începe să fie redactat pe papirus,
și să circule în diferite versiuni. Așa cum spuneam, nu avem o ediție canonică a cărții Egiptene a Mărților. Cumva se standardizează, cumva zic, nu e nici acolo nu avem o ediție clară standard, mult mai târziu, undeva în jurul secolului 7 înainte de Hristos. Dar multe secole circulă foarte multe versiuni ale acestui text, Cartea Egipteană a Mărților. Iar papirusul Ani este important pentru că a fost, să zicem, conservat într-o stare destul de bună, deși pe atunci cel care a intrat în posesia lui Wallace Budgie a făcut ceva ce astăzi ar fi abominabil, considerat abominabil pentru arheologi și istorici și specialiști în conservarea cărților. A tăiat textul ca să poată să îl expună, să se păstreze, să zicem, în planșe, să le spunem așa, l-a tăiat și, mă rog, asta a deteriorat cumva o parte din acest manuscris extraordinar de important. Însă, spre deosebire de alte versiuni pe care le-au descoperit arheologii, papirul Sani rămâne una dintre cele mai spectaculoase, să spunem, referințe pe care le avem din istoria Egiptului antic. E un text, așa cum spuneam, care e împărțit în mai multe capitole. Însuși, cuvântul acesta e unul interesant, are o dublă nuanță. Termenul de capitol poate fi tradus totodată și ca vrajă sau formulă magică și atunci înțelegem că fiecare capitol era totodată și un soi de acțiune, totodată și ca un soi de instrucțiune magică. Există în interiorul textului evident și referință la judecată, este prezentată judecata, avem una dintre cele mai spectaculoase imagini în papirusul Ani, judecata, cum este desfășurată judecata sufletului, cum se prezintă sufletul în fața lui Osiris și a conclavului de zei care asistă ca martori, cum este notat acolo în catastif rezultatul judecății de către zeul tot, cum Anubis verifică procesul de îmbărsămare, cum sufletul este pus pe un talger al unei balanțe și pe celălalt talger zeița Maat, simbolizată zeița adevărului și dreptății, simbolizată printr-o pană și așa mai departe. Asta este una dintre cele mai importante imagini pe care le găsim în papirusul Ani și în Cartea Egipteană a Mărților, pentru că judecata aceasta ajunge să fie esențială în perioada noului regat în zona religioasă egipteană. Judecata de după moarte și posibilitatea ca sufletul să intre în Aru, în paradisul acesta al egiptenilor, reprezintă o constantă a mentalității religioase a egiptenilor începând cu noul regat. Și atunci ne dăm seama că Cartea Egipteană a Mărților acționează sau reprezintă, de fapt, un text cu o semnificație aparte în gândirea religioasă a Egiptului, așa cum, de pildă, funcționa simbolizau la fel de puternic și textele piramidelor sau textele sarcofagilor în perioada regatului vechi sau în perioada regatului de mijloc. Textele piramidelor fiind cele mai vechi texte conotație religioasă, ce trimiteau iarăși la rituri funerare și la posibilitatea ca sufletul să reînvie și să se reîntoarcă la zeul soare, la Ra. Textele sarcofagilor ușor-ușor înlocuiesc în regatul de mijloc textele piramidelor, iar în cele din urmă, Cartea Egipteană a Mărților devine textul, prin excelență, textul funerar și magic al noului regat. Începând mai ales cu dinastia 19-a, când este scris și textul acesta, redactat de scribul de la care își trage numele, papirusul Ani. Ani era scribul care a scris acest text, această versiune, pe care o publică și editura Herat. Între civilizațiile antice, fie că vorbim de, eu știu, babilonieni, sumerieni, fenicieni, pe urmă iudei, greci, cei din zona Imperiului Roman, latin și așa mai departe, într-o oarecare măsură, problema morții a reprezentat, să spunem, o preocupare. Dar
Dintre toate popoarele antice, egiptenii au dovedit cea mai constantă, aș putea spune, preocupare față de problematica morții și a enigmelor ei. Fapt ce și-a pus cumva amprenta pe întreaga lor viață socială și spirituală, putem spune conferindu-i un soi de unicitate stranie și inimitabilă. De ce, dintre toate civilizațiile antice, egiptenii au avut această preocupare asiduă față de problematica morții? Parafrazându-l, ceea ce am spus și puțin mai devreme, pe istoricul Herodot, care spunea că egiptenii erau dintre cei mai credincioși oameni. O întrebare bună și dificilă în același timp. Dificil de răspuns, pentru că să trecem în revistă, să reluăm parcursul religios al vechilor civilizații, ne dăm seama că, evident, această preocupare pentru problematica morții, așa cum spuneai, apare în cele mai multe dintre civilizațiile antichității. Regăsim această problematică sub diverse aspecte, sub diverse formule și în Grecia antică și în Roma antică și în iudaismul antic și în zoroastrism și în tradițiile mesopotamiene și așa mai departe. O regăsim și la hitiți și în zona Orientului îndepărtat, dar în Egiptul antic, într-adevăr, pare să domine această temă a morții. Mai că nu este să zicem, o preocupare morbidă. Adică nu sunt atrași neapărat într-un stil, într-o manieră morbidă, depresivă, funestră față de moarte. Moartea este valorificată, ca să spun așa, prin perspectiva unei posibilități a unei vieți veșnice. Ori asta este o idee esențială în istoria ideilor religioase în antichitate, pentru că egiptenii sunt, în orice caz nu putem să facem o ierarhizare de genul acesta, dar sunt printre cele mai vechi civilizații ale antichității care sunt preocupate de această promisiune a unei vieți veșnice. Și iată cum ideea asta a morții, această problematică a morții, este valorificată de egipteni prin prisma unei promisiuni, aceea că sufletul poate să trăiască veșnic chiar și după moartea trupului și că mai mult decât atât sufletul și trupul se reunesc după moarte, poate să învie și trupul, nu doar sufletul. Iar asta cred eu că este o contribuție fundamentală în istoria ideilor religioase pe care o aduce civilizația egipteană. Acum, de ce ei au fost atât de fascinați de această problematică a morții? Poate că răspunsul îl găsim în mai mulți factori sau îl putem explica cu ajutorul mai multor factori. Poate că e vorba și de un factor social. Viața în teritoriul egiptean, în special atunci când coborâm mai jos de delta Nilului, nu era neapărat cea mai favorabilă unui trai, să zicem, îndelungat. Nu aveai cele mai bune condiții de viață. Trebuie să ne gândim că Egiptul e un teritoriu deșertic și în zilele noastre, cu temperaturi ridicate, condiții de viață în perioada antică de la 5.000, 6.000, 7.000 înainte de Hristos până în perioada unificării celor două regate nu erau probabil cele mai extraordinare și nu aveai, să zicem, această imagine a unui paradis, a unei grădini a Edenului pe care o aveau mesopotamienii, care își imaginau, puteau să-și imagineze un trai extraordinar chiar și aici pe Pământ. În definitiv, atunci când intrăm în zona mesopotamiană, în comparație cu cea egipteană, mesopotamienii puteau să-și imagineze că însă și viața asta are o anumită dinamică paradisiacă. Grădina Edenului e inspirată de spectaculoasele imagini naturale din zonele fertile ale Golfului Persic, ale bazinului mesopotamian, Tigru și Eufratul fiind extrem de fertile și așa mai departe, dând pământul extrem de fertile și așa mai departe. Și atunci grădina Edenului în mentalul mesopotamian
putea să înlocuiască cumva promisiunea unei vieți veșnice după moarte, care oricum în spațiul mesopotamian viața după moarte însemna de fapt o lume tristă, o lume a tenebrelor în care sufletele peregrinează de aici colo și nu au niciun fel de, să zicem, nu au capacitatea să interacționeze între ele, nu au niciun fel de beneficiu așa cum își imaginau egiptenii paradisul. Ei bine, egiptenii nu aveau o astfel de, să zicem, o astfel de promisiune în timpul vieții de aici. Pământurile mult mai aride, temperaturile mult mai ridicate, situația economică poate că la începutul civilizației egiptene nu a fost atât, nu era atât de bună precum ceea ce regăseam în spațiul sumerian, în bazinul mesopotamian. Și toate aceste condiții care sunt mai degrabă geografice, care se țin și de climă și care se extind și asupra contextului social și economic, ar fi putut să ducă în definitiv la coagularea unei idei care a devenit centrală, esențială pentru civilizația egipteană, și anume că viața nu se oprește aici și că moartea este importantă pentru că ea îți deschide poarta, fereastra, către o nouă viață, către o viață care curge în, să zicem, dimensiunea eternității, pe dimensiunea eternității și nu ține de temporalitatea aceasta materială, mundană și așa mai departe. Asta ar fi un factor. Un altul poate că e cel al originii religiei egiptene, așa cum o știm noi, și e mult mai greu de, să zicem, ne-ar lua mult mai mult timp să discernem toată problematica asta, e mult mai greu de ajuns la esența acestui factor. Poate că ar trebui să săpăm mai mult la bazele religiei egiptene, să înțelegem de unde provine această religie, în ce măsură existau similitudini ale practicilor funerare, ale credințelor în restul continentului african, pentru că nu trebuie să uităm, religia egipteană, ca și civilizația egipteană, este o civilizație și o religie cu origine în continentul african, și atunci trebuie să ne uităm și în zona aceasta, mai jos de Egipt, mai la vest de Egipt, să vedem ce, dacă găsim corelative, ce asemănări putem să găsim și dacă există anumite influențe și din zonele respective. Și într-o anumită măsură, probabil că am putea să lămurim în cele din urmă, în definitiv, întrebarea de ce există această preeminență a motivului morții în civilizația egipteană. Dar, repet, factorul ăsta e mult mai greu de săpat din cauza unor lipsuri pe care cumva arheologia și istoria ar trebui să le acopere în timp. Nu e simplu, nu e deloc simplu să revizitezi, să reiei un ciclu al istoriei care e destul de misterios. Nu știm atât de multe despre perioada egipteană, despre civilizația egipteană din perioada de dinainte de unificarea celor două regate, cu atât mai puțin știm despre alte zone adiacente Egiptului din spațiul african, și atunci s-ar putea să rămână înconjurată în mister problematica asta din punct de vedere a originilor religioase pe care le-am putea să le găsim în tradiția egipteană. Dar, într-adevăr, rămânem, cred, cu ideea că problematica morții și interesul față de tot ce ține de rit funerar, încercare de a influența, să zicem, destinul de după moarte și așa mai departe, toate acestea sunt esențiale în tradiția religioasă a Egiptului. Există clar o preocupare atentă față de riturile funerare și față de tot ceea ce ar putea să-ți asigure eternitatea în lumea de dincolo. Fascinația aceasta poate că are legătură și cu însăși ideea că faraonul le-a asimilat figurii divine, că faraonul la origine este descinde din neamul zeilor
și că atunci, evident, după moarte, el renaște în sânul zeilor, revine la originea lui. Iar pe această filieră putem să înțelegem și cum s-a extins asupra întregului popor, întregii civilizații egiptene, promisiunea sau posibilitatea ca orice om de rând, orice egiptean de rând, să renască după moarte. Așa cum renaște și zeul Osiris, cum reînvie și zeul Osiris și cum știm prea bine din celebrul mit al zeului Osiris, despre care am mai discutat și cu alte ocazii. În orice caz, fascinația egiptenilor pentru problematica morții spune e inegalabilă în dimensiunea asta antică. De-abia la sfârșitul antichității, odată cu apariția creștinismului, cred că am putut să discernem un alt moment în care problematica morții devine atât de centrală pentru însăși tema vieții de aici, tema vieții pământești. Pentru că atât în tradiția creștină, cât și în tradiția egipteană, în tradiția religioasă a vechilor egipteni, această problematică a morții nu era, să zicem, ruptă de ceea ce se întâmplă în viața asta. Nu trebuie să le concepem ca fiind două domenii complet separate. Viața de aici, evident, avea un cuvânt de spus, inclusiv în dinamica rolului pe care, sau în dinamica modului în care vei trăi după moarte, vei reuși să treci pragul nemuririi și așa mai departe. Și pentru egipteni, evident, și cu atât mai mult pentru tradiția creștină ulterior, cu toată, să zicem, tot contextul teologic și toată bogăția de interpretări date evenimentului rezurecției hristice. Bun. Dragii noștri, iată un subiect foarte interesant. Am vorbit astăzi despre Cartea Egipteană a Morților, gândirea filozofică și religioasă a Egiptului Antic, în cel mai bine conservat manuscris funerar, papirusul lui Ani, o carte publicată în colecția Biblioteca Orientalis în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald despre titlurile din colecția Biblioteca Orientalis, pe care, iată, vă invităm să le descoperiți pe site-ul editurii. A fost alături de noi Cristian Vechiu, cercetător în studiul religiilor, lector la Fundația Calea Victoriei, căruia îi mulțumim foarte mult, de fiecare dată vine cu informații extrem de prețioase pentru voi, dragi cititori. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!